Siren Head vrea să se întâlnească cu mine la ora 1 dimineața. Băieți și fete, vreau să vă zic că avem o foarte, foarte mare problemă. Ei bine, am primit un nou e-mail cu această hartă de Minecraft unde mi se spunea că Siren Head vrea să se întâlnească cu mine, însă să intru pe această hartă numai după ora 1 dimineața. Ei bine, băieți, undeva la ora 1:20, 1:23 mai exact, și eu am intrat pe această hartă de Minecraft și trebuie să mă întâlnesc cu Siren Head. Nu știu ce o să se întâmple, habar nu am. Ideea e că cică i-am făcut prea multe probleme de câte am înțeles și vrea neapărat să discutăm față în față. Ei bine, sper că nu o să fie o capcană ca data trecută. Știți că și data trecută am încercat să vorbesc cu el și fix am picat într-o celulă, nu știu ce, și era să mor. Însă, după cum vedeți, acum sunt în această casă și avem aici un chest unde bănesc o să găsesc foarte multe informații. Nu uitați neapărat voi să apăsați butonul de like, să vă abonați la acest canal dacă mai vreți să facem episoade de genul, și haideți să începem, boys. Avem aici loot-ul, o să le iau imediat, însă înainte, hai să citim această carte cu numai suport de la Siren Head, să vedem ce i-am făcut, bro, let's go. Nu înțeleg de ce mereu vrei să te bași peste mine și să-mi strici toate planurile. De fiecare dată când încerci să fac ceva, apar tu și salvezi ostaticii, omori gardenii, faci tot ce stă în putință pentru a mă distruge, deci e destul de nervos. Dar sincer să fiu, m-am săturat de tine și nu te mai las să faci ce vrei tu. Așa că hai să discutăm totul față în față, că eu sincer nu mai pot să o duc așa. Ți-am lăsat o dâră de sânge pe jos pentru a ajunge unde sunt eu. Hai să te văd. Ok, băi, și vede. Deci Siren Head mi-a trimis o nouă scrisoare teoretic unde zice că vrea să se întâlnească cu mine. Vrea să vorbim, boys, față în față și să fie totul bine. Bă, deci sper că, vă spun sincer, sper ca aventura mea cu Siren Head să se încheie în acest episod, să nu mai trebuiască să mai fac încă unul care să-mi facă nu știu ce. Însă haide să mergem. Let's go. Deci să deschidem ușa. Ok, boys. Bun. Deci suntem în satul ăsta și avem aici o dură de sânge pe jos și sângele ăsta mă va duce la Siren Head. Mamă, sper să nu mă moare sau ceva de genul, sper să nu fie ceva nașpa. Hai să mergem, după cum vedeți, boys, loot-ul e destul de ok. Avem 12 golden apple, 12 astea de carne și o armură de diamond combinată cu una de netherite. Haide să mergem. Ok, bro, mamă, dar cât trebuie să mergem, boys? Deci am plecat de acolo. Bang, 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 bang. Ok, pe unde trebuie să mergem acum? Asta e. A, aici, uitați-vă! Mina lui Siren Head. Ok, am ajuns la mina lui Siren Head. Nu sună bine deloc. Ok, boys, deci suntem oficial în mina lui Siren Head. Ok, bun, deci aici vrea Siren Head să mă întâlnesc cu el. Ok, hai să vedem ce e în chestul ăsta. O carte cu I2P-ul, let's go. Deci tu chiar ai hotărât să vorbești cu mine. Ok, atunci treci de toate challenge-urile pe care ți le-am pus în această bază și dacă chiar reușești să faci asta, până la urmă chiar vom vorbi. Dar nu uita, chiar nu te suport. Adică o să-mi zică că, ok, o să vorbim, însă 100% o să te omor sau ceva de genul. Hai să vedem, boys, de cât e filmul de 3 minute. Hai să vedem ce se află în această bază. Avem o dată camera de pază, let's go. Unde sunt femeile astea, bro? Nu aș vrea să mă bat cu ele, vă spun sincer câte sunt. Sunt vreo 4, bro, uitați-vă la ele. Nu vreau să mă bat cu ele. Se uită ură pe mine, da, trebuie să mă bat cu ele neapărat. Ok, ok, boys, trebuie să mă bat cu ele neapărat. Ok, hai veniți aici, ok, boys, o să le bat aici pe toate. Ăștia sunt gardienii lui Siren Head sau ceva de genul. Vedeți că, mamă, bro, ok. Ok, stai că vine după mine, ok, moartă una. Trebuie să le bat pe toate, neapărat. Ok, dar destul de ușor să le bat. A doua moartă, a treia moartă și a patra moartă. Let's go, bun. Bun, deci prima cameră de bază, primii gardieni al lui Siren Head au fost destul de ușor de omorât. Dar se aud mai multe chestii, bun. Deci după cum vedeți, a fost destul de ușor de omorât. Camera neașteptată, hai să mergem și pe aici, hopa. Aici avem un fel de parkour, boys, mamă, deci parkourul ăsta o să fie destul de greu. Sper să fie totul bine, man, mamă, bro, bă, mă simt foarte, foarte ciudat. Ok, facem așa. Așa, 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 boys. Deci până acum primele două challenge-uri de-a lui Siren Head le-am trecut cu bine, nu? Avem aici camera de așteptare. M-am uitat încă o dată asta, mamă, trebuie să o bat. Lasă-mă în pace, lasă-mă în pace, lasă-mă în pace. Bun, bun, băi și fete, deci am reușit să trecem de challenge-urile lui Siren Head până acum. Hai să vedem ce ne așteaptă mai târziu. Bun, aici avem o carte cu ok, bănuiesc că tot de la Siren Head, let's go. Camera neașteptată a fost concepută de Siren Head ca să te încetinească. Acum nu știu dacă a făcut-o sau nu, dar să știi că el te așteaptă și că este extraordinar de nervos pe tine, așa că mișcă-te rapid. Ăsta a zis că și că să mă încetinească, dar ce, trebuie să ajung mai târziu într-un loc? Mamă, bro, ce e asta? Ok, boys, am ajuns și aici. Bă, mina, ma, boys, nu mai pot să mă duc înapoi, nu mai pot să scap.
Ok, destul de nașpa, n-am niciun pichis pe aici sau ceva de genul. Hai să vedem ce găsim aici. O carte de la Sirenhead care se numește Sunt nervos. Deci frățiorul Sirenhead e destul de nervos pe mine, aș putea să zic. Let's go, hai să citim. Nu pot să cred că ai tupeul de a intra la mine în cameră. Mai ai de trecut câteva nivele și vei ajunge la mine. Eu zic să fugi acasă cât mai poți. Nu mai poți să fug acasă, bro. Pentru că din cauza acestui lucru, bro, dar sper, băiți, că... Deci eu vorbesc acum aici pentru că, na, e destul de seară. Să sper că nu o să mă moare sau ceva de genul. Pentru că nu te voi mai lăsa să pleci, o să ajungi la fel ca vecinii tăi din următoarea cameră. What? Vecinii mei mi-ar răpi vecinii, băi. Aici, în camera asta, sunt vecini răpiți, nu? Da, eram sigur. Ok, boys, bun, e destul de ciudat. Acolo avem o nouă cameră. Hai să vedem aici. Uite, aici avem vecini, boys. Ok, uitați-vă. Ha, e șocat, te întreb oare de ce i-am luat ostatici pe vecinii tăi? Ei bine, i-am luat pe fiecare în parte la întrebări ca să aflu fiecare lucru despre tine. Și am aflat că ți este foarte frică de pânza de paianjen. Așa că în următoarea cameră fix asta vei găsi, bro. Chiar mi-e frică de paianjen, nu știu dacă știți, boys, dacă ați urmărit celelalte canale mele de YouTube, însă chiar mi-e frică de pânza de paianjen. Și ăștia au dat cu ciocul, bro, și i-au zis la Sirenhead că mi-e frică de paianjen. Bun, hai să mergem mai departe, bro, bă, e destul de ciudat. Vreau să mă văd încă o dată cu Sirenhead, cred că după această cameră o să mă întâlnesc cu el. Vreau să stăm de vorbă față în față ca bărbații, nu, mamă, dar... Unde trebuie să mă duc, mamă, e destul de nervantă camera asta cu pânză de paianjen, bro. Ideea e că, hopa, stai că avem aici o chestie. Avem camera gardienilor, mamă, aici cred că sunt destul de mulți gardieni, let's go. Fete de-astea, ok, hai să le bat pe toate. Mamă, bro, cred că sunt destul de multe, cred că sunt o tonă, da, cred că sunt o tonă de fete de-astea. Muriți odată, bro, de-astea parcă sunt și făcute așa din rugină, ca și Sirenhead, și ce zic, adică se vede că sunt gardienilor. Ok, mori. Ok, boys, i-am omorât pe toți și acum mai avem doar Wither Skeleton, let's go. Să vedem cum reușim să-i batem și pe ăștia, let's go, hai. Muriți, muriți, let's go, ok. Ok, bun, bun. Și am ajuns în camera asta. Ok, cred că asta este ultima cameră din această mină. Și avem acolo un buton cu haide. Nu știu ce înseamnă, hai să ne uităm aici. O carte de la Sirenhead, unde îmi zice că tu alegi. Deci eu am de făcut o alegere, let's go. Văd că ai reușit să treci peste toate obstacolele pe care ți le-am întins. Așa că bine, hai să ne vedem față în față și să o terminăm de data. Și să terminăm odată această nebunie. Dar te asigur, dacă apeși pe butonul ăla, e 100% mort. Nu mai există nicio să-l dau înapoi, așa că gândește-te bine ce faci. Deci, boys, am două alegeri, teoretic. Ori să apăs pe butonul ăsta cu haide, ori să plec din baza asta secretă și să mă întorc înapoi. Însă, după cum ați văzut, nu poți să plec din baza asta secretă, pentru că există foarte multe obstacole înapoi și nu cred că sunt concepute să vin eu, să mă duc înapoi. Deci, boi, singura mea soluție ar fi să apăs, eu încă filmez asta, da? Singura mea soluție, boys, ar fi să apăs pe butonul de haide și să mă văd față în față cu Sirenhead. Hai să vedem, boys, să terminăm odată nebunia asta, pentru că deja vă spun sincer că mă enervează foarte, foarte mult. Hai să vedem, haide, 3, 2... Boys, uitați-l pe Sirenhead! Vine după mine, vine după mine, uitați-l pe Sirenhead, boys, dar stați, că a ieșit din celula aia, man! Bro, vine după mine! Bro, ok, ok, stai puțin că nu, mamă, ok, ok, mamă, mamă, nu, trebuie să fie neapărat, vine după mine, vrea să vină după mine, nu? Bă, vrea să vină după mine, bro, vine după mine! Bă, dar uitați-vă că eu când am apăsat era în celula aia, bro! What, a spart celula? Sau nu, nu vine după mine? Uitați-l acolo, uitați-l acolo, acolo, uite, mamă, mamă, bro, ba da, vine după mine, 100% vrea să mă moare, vrea să vină după mine, bro, uitați-vă, celula asta, spart celula asta, efectiv, lol, ok. Mamă, Sirenhead, să te văd, vino aici, frățiorul. Vino aici să te văd, pentru că tare mie că o să dau parte în parte cu tine. Vino, mă, Sirenhead, hai mă, că odată să trimit toată asta. Nu pot să dau în el. Nu pot. Ok, 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 el poate să dea mine, da, ok, mi-a dat tot asta, am fugit, bun, băi, și pe de bun. Deci eu cred că acum o să fug neapărat, pentru că 100% o să poată să mă bada. Ați văzut că eu nu prea pot să dau un el. Ideea e că Sirenhead chiar are boală pe mine și sper să o rezolvăm odată, însă așa nu merge. Clar nu pot să-l bat. Ideea e că trebuie să-i întind o capcană sau ceva de genul. Băieți și fete, fiți atenți, am o misiune pentru voi. Dacă ați ajuns până aici, scrieți la comentarii cum pot face eu să-l omor pe Sirenhead. Ce pot face? Adică, clar că nu pot să mă bat cu el, clar că nu pot să fac nimic. Trebuie să-i întind o capcană. Trebuie neapărat să-i fac ceva, boys, ca să-l omor și să mă lase odată în pace. Scrieți neapărat la comentarii dacă știți cumva cum și în cazul în care o să găsesc o idee bună, o să aplic în următor episod și o să vă dau un shout-out și o să zic că am primit ideea aia de la voi. Bine, băi și fete, că am dus cu acest episod. Eu am fost Marius Iancu, sper să rămân în viață și vă urez o zi minunată. Pa, pa!